cele ce te-ai arătat, Hristos Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, la mulți ani, de bobotează la biserică, să luăm aghiazmă, să fie un an mai bun. Sărbătorile de iarnă îi fac pe Gorjeni să deschidă larg ușa preoților pentru a primi binecuvântarea, însă pe lângă aspectele religioase există și unele mai lumești. De cele mai multe ori, fețele bisericești nu prestează munca degeaba și sunt răsplătite cu bani în funcție de darea de mână a enoriașului. Târgujienii recunosc că există preoți care strâng sume frumușele în această perioadă a anului, iar părerile privind remunerarea sfinților părinți sunt împărțite. O să-l primiți? O să-i dați și bani? Da, totdeauna l-am primit, da. Trebuie să ne aducă și calendar. Da, îi dăm. Vi se pare normal să dați bani la preot? Mama, de un leu, doi, cât îi dai la un preot, că mai mult nu ia, nu cred că e o sărăcie. Fac bani unii dintre ei în această perioadă anului? S-ar putea? Fac preoții bani acum în perioada aceasta? Probabil, unii mai mulți și unii mai puțini. E o perioadă bună pentru dumneavoastră. Probabil, probabil. Vi se pare normal să dați bani la preot? Așa s-a pomenit de când mă știu. Asta e. Și ați primit vreodată chitanță pentru banii respectivi? Nu. Fac preoții bani în această perioadă? Nu știu, nu. Deci pe partea asta cu banii nu... Nu le dați bani? Nu vă pun, nu. De ce nu le dați? Dar de ce să le dau? I-am dat și bani. Câți bani i-ați dat? 100. Mult, puțin? 100. E mult, e puțin, cum e? Eu știu, eu zic că e mult, ha? Fac preoții bani în această perioadă anului? Fac destui. Preoții spun că acțiunile lor sunt în primul rând o datorie față de religie și biserică, iar oamenii nu sunt obligați să îi plătească atunci când merg cu Crăciunul sau cu boboteaza, cum fac în această perioadă. A rămas în tradiția bisericii noastre ortodoxe de la început ca în ajunul Sfintei Sărbători al Botezului Domnului sau Epifaniei, preotul să merge să binecuvinteze casele enoriașilor. Noi nu venim pentru aspectul acesta pecuniar sau material, ci pentru aspectul acesta al datoriei sfinte pe care o are preotul respectiv, nu pentru așa ceva. De cele mai multe ori, preoții sunt printre cele mai avute persoane din comunitățile în care trăiesc.